Cel mult 30 de pasageri într-un autobuz cu o capacitate de 60 de oameni, cosmetică doar cu programare și distanțare socială, pentru că, așa cum știți, se deschid saloanele, cazare la hotel doar pe motiv de muncă și nu scop turistic. Institutul Național de Sănătate Publică a prezentat propunerile sale privind setul de măsuri de relaxare, care ar putea fi aplicate după ridicarea stării de urgență. Multe dintre recomandări sunt firești, cum ar fi cele de igienă și distanțare socială, însă apar și măsuri punctuale în funcție de specificul activității în care vor fi aplicate. Le sunt deocamdată propuneri, sunt analizate, sunt în dezbatere publică și probabil foarte multe dintre ele vor fi și adoptate. Accesul în frizerii, studiouri de coafură, manicură, pedicură și cosmetică vor avea un regim special. Accesul la aceste servicii se realizează cu programare prealabilă, astfel încât să nu existe persoane în așteptare în interiorul incintei, asigurându-se o suprafață minimă de 4 metri pătrați pentru fiecare client și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate. La efectuarea programării, clientul va fi informat asupra faptului că accesul în interiorul incintei se va realiza doar după verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 37 de grade. În afară de regulile firești de igienă și distanțare socială, există câteva norme și pentru cabinetele stomatologice. Nu se permite staționarea în sala de așteptare și se recomandă dezinstalarea oricărui aparat de cafea și sau dozator de apă, eliminarea revistelor, pliantelor, jucăriilor, etc. Se face doar cu programare telefonică sau online prealabilă. Programarea pacienților cu risc crescut, peste 65 de ani sau care suferă de o patologie cronică, se va face pentru începutul programului de lucru. De asemenea, la școală vor reveni doar generațiile claselor terminale, a 8-a, a 12-a și a 13-a. Activitatea de pregătire se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10 elevi și va dura nu mai mult de 3 ore, cu pauză de cel puțin 10 minute la fiecare oră pentru aerisirea încăperilor. Accesul în interiorul școlii se va realiza doar după dezinfecția mâinilor, verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 37 de grade, și sub rezerva absenței simptomelor viroselor respiratorii. Pe de altă parte, hotelurile vor avea un regim special. În perioada următoare, hotelurile pot oferi aceste servicii de cazare, însă nu în scop turistic, ci pentru motive precum deplasări în interes profesional, mentenanță, etc. Nu vor funcționa într-o primă etapă restaurantele, barurile, cafenelele și cofetăriile din incinta hotelului. Servirea mesei se va face în regim room service. Este preferabil să se folosească tacâmuri și veselă de unică folosință. Da, trebuie să facem foarte multe schimbări cu toții și trebuie să ne adaptăm la noile măsuri. Le comentăm și noi cu invitații orei, alături de mine Ioana Constantin, secretară generală adjunctă PMP, Cătălina Antohe, jurnalist la cetățeanul.net și Mario Dămeță, vicepreședinte al Autorității pentru Cetățenie. Sunt cu toții prin Skype, așa cum ne-am obișnuit până acum. Distanțare socială pe toată linia. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Prima întrebare merge către Ioana Constantin, noi am comentat de-a lungul timpului împreună toate deciziile care au fost luate. De pe 15 ni se spusese că vom avea parte de câteva de relaxare, o parte dintre măsuri. Cum vi se par cele propuse deocamdată, propuse ieri? E nevoie să vedem măsurile oficiale, pentru că, știți, de-a lungul timpului au tot existat tot felul de discuții, dezbatere aprinse, a apărut tot timpul că s-a testat opinia publică, să vedem ce reacții există. Însă, cred că aceste măsuri sunt cele care au fost luate în multe dintre statele europene sau în statele afectate de virusul COVID-19 și e nevoie de ele, în primul rând, pentru a ne proteja sănătatea. Sunt măsuri de, mai degrabă de igienă, de sănătate, dacă vreți, decât neapărat, noi le numim de distanțare fizică sau socială, dar sunt pentru a ne proteja sănătatea. Însă este nevoie de reîncepere a activității în multe domenii. Vorbim aici de cabinete stomatologice, vorbim despre serviciile acestea care țin de saloane de înfrumusețare. Însă sunt multe domenii, multe afaceri care trebuie repornite. Și eu mă refer în primul rând și la zona de Horeca, pentru că a fost puternic afectată, acest domeniu în ultimele luni și avem nevoie în acest moment de repornire și de reconstrucție în economie. Și suplimentar, pentru că este duminică,
avem nevoie, sigur, cu toate măsurile acestea de distanțare socială, să deschidem și porțile bisericilor. Pentru vorbim că despre asta, avem un material separat doar pe această temă, sigur, pentru că e un subiect fierbinte în momentul acesta. Dacă e să vorbim despre ce se va întâmpla, de exemplu, cu transportul în comun, ce se va întâmpla cu autobuzele, cu metroul din București, cu modul în care ne vom desfășura activitatea, cu drumul până la serviciu, bună oară, începând trebuie de pe data 18. Trebuie crescut numărul autobuzelor în București și trebuie avută foarte mare grijă de modul în care arată și de modul în care se face curățenia, în fine, și dezinfectarea, pentru că eu, să știți că în această perioadă am mai urcat în autobuzele din București și arată îngrozitor, este foarte murdar. Am înțeles că au dezinfectat, dar asta nu înseamnă că nu te mai poți așeza, nu mai poți atinge absolut nimic în jurul tău, pentru că, în general, sunt persoane în vârstă care circulă în prima parte a zilei cu autobuzele sau copii, poate, sau nu știu, în fine, orice cetățean dorește să urce, nu poate să se chinuie în felul acesta să vadă în jurul lui totul murdar. Deci trebuie cu grijă, pentru că asta nu mai este dezinfectare dacă ele sunt mai murdare decât erau înainte. Cătălina Antohe, e un punct sensibil acesta în care am ajuns, cel legat de transportul în comun. Adică va trebui să respectăm noi de bunăvoie, să fim noi responsabili, să nu ne înghesuim în autobuz, lucru care va fi destul de greu de pus în aplicare, pentru că teoretic în fiecare stație, și Bucureștiul e mare, da? Și în alte orașe va fi aceeași problemă. Dar în fiecare stație ar trebui să fie polițiști de la poliția locală. Ori dintotdeauna ni s-a spus că nu sunt îndeajuns de mulți angajați să se ocupe de ordinea publică, să își facă treaba lor. Dar rămite să mai stea în toate stațiile, și la metrou, și la autobuz, și la tramvai, să aibă grijă că intră doar jumătate din oameni. Păi, trebuie în primul rând, bună ziua, să vedem măsurile, și nu doar măsurile, ci și sancțiunile. Atât timp cât nu vor exista sancțiuni, degeaba ar mai fi și polițiști locali care să supravegheze, s-ar comporta cel mult ca niște stewards, nu? În altă ordine de idei, cred că Primăria Capitalei a arătat, poate n-a arătat de tot, o șansă de a marca niște piste de biciclete în București. Ar fi fost o soluție extraordinară pentru a decongestiona transportul în comun. Trebuie să reținem faptul că, din punctul meu de vedere, cel puțin, guvernul României este conștient că nu am ieșit încă din starea critică de pandemie. Am aici un grafic făcut de cercetătorii de la Harvard. Da. Vedeți și sursa. Aici este Grecia. Aici este Turcia, aici este Ungaria, aici este România. În momentul de față, România abia a intrat pe platou. Datele sunt din data de 4 mai. Vom vedea mâine la următoarea actualizare până când, unde anume s-a ajuns în acest moment. Deci această stare este mai mult, starea de alertă decretată de guvern, este decretată mai mult din cauze economice. Este clar că avem nevoie de repornirea economiei și, cum bine zice Ioana Constantin, mai ales în zona Horeca. Este necesară din cauze psihologice. Poporul român, în general populația, nu mai suportă această stare de urgență și este necesar ca ea să fie relaxată. Și mai este necesar ca guvernul Orban să miște cumva mai repede în direcția legalității. Riscăm ca pe data de 13 mai Curtea Constituțională să declare starea de alertă ca neconstituțională. Caz în care aceasta ar trebui aprobată prin lege. Era timp de 10 zile încoace, de când se vorbește de această stare de alertă, să se meargă cu un proiect de lege în Parlament și să se aprobe o lege în acest sens, deoarece constituțional numai prin lege se poate ajunge la o astfel de stare de alertă. Nu e prevăzută de Constituție. Noi suntem deja într-o situație ciudată, cea în care nu mai știm dacă se dau amenzi sau nu, de exemplu, Mario De Mezzo. A fost o întreagă bulibășeală, dacă putem să folosim un termen așa mai colorat, săptămâna asta. Oamenii au ieșit pe stradă liniștiți, știind că nu se mai dau amenzi, dar nici acest lucru nu este foarte clar. Și da, Cătălina Antohe cumva anticipa ceva ce s-ar putea întâmpla după data de 15, adică să intrăm într-un impas, într-o situație complicată pe care nu înțeleg oamenii obișnuiți, din cauza legislației care poate nu e bine, nu e reglată, dacă putem să spunem așa.
Eu stau și mă întreb pe cine a ajutat decizia CCR de a declara amenzile neconstituționale, în special în contextul în care sunt mai mulți factori, și anume vremea frumoasă, care oricum te îndeamnă să ieși din casă, faptul că oamenii stau în general în autoizolare de mai bine de 2 luni de zile și nu ai cum să nu-ți dorești să ieși din casă și faptul că se anunță deja măsuri de relaxare și oamenii cumva pe acest val de optimism se simt îndreptățiți să iasă din casă. Ieri am mers până la magazin să cumpăr ceva și am fost uimit de cât de mulți oameni, copii, erau peste tot pe străzi, în zona din Militari, unde locuiesc eu în București. Și mă gândesc că în vremea de relaxare situația va fi foarte delicată, pentru că mi-aduc aminte de transportul în comun și mi-aduc aminte de aglomerația de la linia lui 41, tramvaiului, sau din stațiile de metrou, de la orele de vârf, sau chiar autobuzele dimineața și în partea a doua zilei la orele de vârf, și mă întreb cum vor gestiona această situație. Dacă noi trebuie să avem cel mult 30 de călători, cine stă să-i numere? Cine stă să spună sunt 30, sunt 35, de aici încolo nu mai intri? Ați dat un exemplu perfect, domnule Demețo. Multă lume din București știe ce înseamnă acel metrou ușor, așa cum e numită 41, și ai și un spațiu destul de mic în care se înghesuie toată lumea, mai ales într-o zi de lucru dimineață. Acolo, deci, ar trebui să se calce pe picioare cei care vor să urce în 41 cu niște polițiști locale care vor spune nu, matale, intri, matale, nu intri. Tu intri, tu nu intri. Deci așa putem să ne gândim că ar fi, nu? Nu știm, până când nu vedem normele de aplicare, nu știm ce se va întâmpla. Este o problemă de administrație locală și de organizare locală. Vom vedea cum decur lucrurile. În același timp, oamenii, și recomandarea mea către oameni este să fie responsabili, să nu se relaxeze total și să nu se gândească că greul a trecut. Așa cum zicea foarte bine domnul Antohi, încă nu a trecut perioada critică în România și poate fi oricând o nouă erupție de cazuri. Deci recomandarea mea ar fi ca oamenii să fie în continuare responsabili. Înțeleg că a fost o perioadă grea în care toți am stat în casă și toți am suferit din lipsa de contact cu prietenii, cu colegii și așa mai departe, dar să ne gândim la sănătatea celor pe care îi iubim și să fim în continuare responsabili. Aș vrea să spun și eu de asemenea, cum și sunt de acord cu Ioana total, că zona Horeca ar trebui încurajată ușor-ușor să se deschidă. Nu neapărat pentru că zona Horeca este, să zicem, un contributor uriaș la PIB sau pentru că este un business uriaș. Este, face o greșeală, Mario. Nu, stai un pic. Indiferent, ce voiam să spun, Ioana, este altceva. Indiferent de cât de mult sau puțin contribuie Horeca la PIB, indiferent, nu este relevant în discuție. Nu este relevant. Mai este relevant pentru că ar trebui să-i susținem. Că vin la bugetul de stat. Mulțumesc că mă întrerup și nu mă las să vorbesc. Ce vreau să spun este altceva. Că Horeca ar trebui deschis ușor-ușor și încurajat. Deci, de fapt, noi doi suntem de acord, indiferent că suntem sau nu de acord cu motivația din spatele lucrului pe care cădem de acord, noi de fapt suntem de acord că Horeca ușor-ușor ar trebui deschisă în niște condiții mai stricte, într-adevăr. Terasele... Poate terasele ar trebui deschise, poate... Eu nu am autoritatea să deschid. Eu sunt de acord cu tine, reprezentând o părere la nivel personal și un feedback pe care l-am de la prietenii mei din Horeca. Toți mă sună și îmi spun, avem nevoie să deschidem, suntem de acord să păstrăm niște condiții mai dure, dacă este nevoie, doar la terase și cu doar 2 oameni la masă, sau să creăm anumite condiții speciale, dar avem nevoie să deschidem. Deci, în principiu, suntem de acord. Că putem să nu fim de acord pe alte motivații, asta este secundar. Mai e o problemă aici, Ioana Constantin, aș vrea chiar să completez la... Eu sunt de acord cu ce spuneai, că da, Horeca e importantă și ar trebui să fie încurajată, adică nu putem să ne așteptăm să fie Horeca importantă dacă nici măcar nu-i ajutăm. N-au personal, vor trebui să facă niște investiții foarte mari acum pe care unii nu și le pot permite.
permite după două luni în care au stat degeaba. Deci, oricum, hotelurile vor trebui să redeschidă, dar nu se știe de ce, pentru ce și cu cine. Pentru că vor fi tot goale. Mai e ceva, mai e un lucru. Vorbeam ieri, de exemplu, cu o doamnă stomatolog care ne spunea că, din cauza măsurilor impuse și care sunt foarte dure, vor trebui să facă și ei foarte mari investiții. Vor fi mult mai scumpe intervențiile la stomatolog. Cam cu 200 și ceva de lei în plus vom plăti pentru orice intervenție. De asemenea, vor fi mai scumpe, poate, și serviciile la saloanele de coafură. Vor fi mai scumpe și serviciile la hoteluri, probabil, pentru că va fi un sezon foarte mic și vor trebui să-și recupereze. Așadar, pe oamenii ăștia îi putem ajuta să nu facă, tocmai pentru că investesc foarte mult, să nu crească prețurile, măcar să-i ajutăm cu niște măsuri economice. Da, aici este vorba despre acei bani care trebuie să vină pentru sprijinirea IMM-urilor sau pentru sprijinirea mediului de afaceri și discutăm aici despre bani care vin din fondurile puse la dispoziție de Comisia Europeană și suplimentar din împrumuturi pe care le poate face statul pentru că a fost suspendat pactul pentru stabilitate și creștere la nivelul Uniunii Europene și în acest moment putem să luăm acești bani fără să mai afectăm deficitul, dar să-i ducem cu condiția să-i ducem în investiții și nu din nou în cheltuieli curente. Și atunci mediul de afaceri trebuie să aibă prioritate, pentru că mediul de afaceri generează locurile de muncă. Asta este foarte important. Și contribuie, da, plătind taxele și impozite. Martie și aprilie, în continuare, mediul de afaceri a plătit taxe și impozite. Unii dintre aceștia au beneficiat de bonificația aceea de 10% dacă au plătit până pe 25 ale lunii, dar au continuat să plătească taxe și vor continua să facă investiții. Eu, să știți, sunt un om de dreapta care cred foarte tare în valorile, ceea ce înseamnă dreapta și capitalism. Eu cred că în momentul în care ofer libertate mediului de afaceri și responsabilitate mediului de afaceri și cetățenilor, discutăm despre libertate și responsabilitate individuală. Am convingerea că marea masă a cetățenilor, dar și cea mai mare parte a mediului de afaceri, găsesc singuri soluții pentru a respecta legea și pentru a respecta condițiile astfel încât să avem distanțare socială, să avem măsuri de igienă. Statul trebuie să creeze cadrul și reglementările, însă eu cred că mediul de afaceri se va descurca să își dezvolte toate măsurile necesare pentru a putea reporni afacerile, a redeschide. Vorbesc mult de zona de servicii în această perioadă, dar și partea de producție, iarăși foarte importantă, dar trebuie să le oferim această șansă din 15 mai să repornească sau să reconstruiască zona de afaceri, zona de mediu de afaceri. Economia locală, foarte importantă, industria locală. Noi discutăm despre un deficit pe piața forței de muncă estimat până în 2021 la 1 milion de lucrători. Avem un contingent din state non-UE de 30.000 de lucrători care vin din Vietnam, Sri Lanka, Nepal și așa mai departe, China, Turcia, da? Dar acest deficit de locuri de muncă, să știți că ar putea să mai scadă dacă investim în zona aceasta de industrie locală, dacă investim mai mult în partea de infrastructură, să construim cu constructori din România, că a fost distrusă și zona aceasta, da, partea de agricultură, cum spuneam, foarte importantă, dar trebuie făcut un plan foarte clar de măsuri economice și nu există domeniu sau afacere despre care să spunem contribuie prea puțin. Oricine plătește taxe și impozite în această țară merită același respect din partea statului. Nu există contributor de prima mână sau de a doua mână. Și Horeca contribuie suficient și generează suficiente locuri de muncă. Bun, poate a fost într-adevăr, s-a comentat foarte mult despre acea declarație a domnului prim-ministru și eu chiar cred că nu a fost făcută cu intenție și ok, n-a fost fericită în mod clar. Cătălina Antohe, pe de altă parte, rămânem cu această problemă. Oamenii vor trebui să investească foarte mult, nu mai au bani, nu mai au de ce unii dintre ei să-și deschidă afacerile, de aceea vor crește prețurile foarte mult și noi nu avem cum să-i controlăm. Da, prețurile vor crește, dar ele se vor tempera treptat pe baza legii cererii și a ofertei. Când prețurile vor fi foarte mari, va scădea consumul, iar scăderea consumului este un mare pericol pentru economia națională, deoarece creșterea economică s-a bazat pe consum. Altfel, ceea ce așteptăm de la guvern, vin în completarea colegilor mei, este de așteptăm niște strategii. Nu poți face un plan de afaceri coerent, da? Dacă nu știi exact
încotro se îndreaptă ramura economică din care faci parte. Da? Vrem să vedem niște strategii pe turism, trebuie să vedem niște strategii pe Horeca în general și aici vin din nou în completare. Horeca pe verticală are o pondere extraordinar de mare în PIB. Nu trebuie să ne gândim doar la hoteluri, restaurante, cafenele, trebuie să ne gândim și ce este în amonte. Da? Și așteptăm de la guvern strategii, nu măsuri de azi pe mâine, nu măsuri dictate doar de criza de moment. Așteptăm de la Ministerul Sănătății, de pildă, strategii pe toate bolile care afectează românii, strategii pe aprovizionarea cu medicamente. Utiroxul este cazul cel mai flagrant în momentul de față. Se pare că la Ministerul Sănătății până acum nu ne gândim la aprovizionare decât în ceea ce privește criza generată de COVID. Da, și e o foarte mare frustrare pentru bolnavi, bună oară pentru cei care au alte probleme de sănătate și care oricum sunt la risc. Acum, dacă merg în spitale, au un risc în plus legat de COVID și de faptul că multe cadre medicale sunt atente doar la partea asta, din păcate, domnule Demețo. Și în momentul de față o glumă foarte amară, dar care are și mult adevăr, că după 15 mai ni se va permite să murim și din alte cauze. Da, e o glumă amară, dar din păcate ascunde foarte mult adevăr, domnule Demețo. Da, toată planeta, nu doar România, toată planeta este preocupată de COVID. Vedeam chiar astăzi dimineață, vedeam pe Facebook un filmuleț cu un medic din state care semnala exact aceeași problemă pe care o semnalați și dumneavoastră, că în Statele Unite spitalele sunt preocupate de COVID, se orientează mai mult spre bolnavii de COVID și alți bolnavi care suferă de altfel de boli, fie sunt reticenți să vină la spital, fie nu sunt tratați așa cum se așteaptă să fie tratați din cauza că prioritatea este COVID. Este un lucru la care ne adaptăm și cu toți înțelegem asta. Știm că lumea spune că viața nu va mai fi la fel după COVID și vedem că ușor, ușor cu toții conștientizăm, fie că acceptăm mai greu sau mai ușor asta, dar conștientizăm că viața nu va mai fi la fel. Da, acest lucru este foarte greu de înțeles pentru cineva care trebuie să se opereze de cancer, domnule Demețo, sau care trebuie să facă acum chimioterapie sau care... și se duce într-un spital în care toți medicii sunt blocați pe coronavirus. Așa este, urgențe, sunt convins că medicii sunt responsabili în spitale și că tratează urgențele cu seriozitate, însă în același timp, uitați-vă, media, dumneavoastră, noi vorbim despre COVID mai mult decât vorbim despre alte afecțiuni. Spitalele e normal să fie orientate spre COVID în această perioadă în care COVID-ul este dușmanul public numărul 1. Asta nu înseamnă că medicii nu tratează cu seriozitate alte afecțiuni. Asta nu înseamnă că spitalele nu sunt pregătite pentru alte afecțiuni. Dar noi primim foarte multe mesaje. Primesc și eu mesaje de la oameni care îmi spun de rude, de cazuri în care sunt chiar ele implicate și în care tratamentul lasă de dorit, tocmai pentru că medicii sunt atenți la celelalte cazuri, la bolnavii de COVID și la rândul lor sunt speriați. Pe de altă parte, Ioana Constantin, pomeneați ceva mai devreme de o chestiune foarte delicată, cea deschiderii, a redeschiderii bisericilor. Pentru că pentru prima dată în istorie ar însemna acest lucru, un guvern se implică în administrarea Sfintelor Taine, nu că ar fi vrut sau că intenționează acest lucru, doar că vremurile sunt speciale, prin prevederea ca Sfânta Împărtășanie să fie administrată cu linguriță și pahare de unică folosință, se recomandă astfel evitarea folosirii obiectelor de cult liturgice. Guvernul recomandă și evitarea atingerii sau sărutul Sfintei Cruci, a Sfintei Evanghelia, icoanelor, altor obiecte de cult. Restricțiile privind împărtășania nu sunt însă pe placul înalt prelaților care contestă amestecul guvernului în treburile bisericești. Accesul persoanelor în lăcașul de cult se va face limitat cu respectarea unei suprafețe de 8 metri pătrați per persoană. Atât personalul care deservește lăcașul de cult, cât și persoanele care intră în lăcașul de cult vor purta mască. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul. Se va evita atingerea sau sărutarea obiectelor sacre de cult. În locul acestor gesturi rituale se va indica îngenunchierea sau înclinarea. Binecuvântarea se va oferi primit de la o distanță de cel puțin un metru. Se va evita oferirea primirea împărtășaniei în condițiile în care nu se pot asigura lingurițe și pahare de unică folosință. Slujbele se vor oficia de către slujitorii bisericești religioși, numai în aer liber cu menținerea distanței.
între persoane. Nu se recomandă organizarea de pelerinaje sau călătorii religioase. Acestea sunt doar câteva dintre prevederile puse în dezbatere publică pe site-ul Institutului pentru Sănătate Publică ce privesc activitatea cultelor. Ei bine, Patriarhia le contestă deja. Problema Sfintei Împărtășanii și a împărtășirii credincioșilor este una care aparține însă exclusiv bisericii. Biserica Ortodoxă Română se va consulta cu celelalte biserici ortodoxe surori pentru a găsi împreună în comuniune și în spiritul fidelității față de tradiția liturgică cea mai bună cale referitoare la accesul credincioșilor, în contextul pandemiei, la miezul vieții creștine, Sfânta Împărtășanie. Pe de altă parte, prelații sunt de acord că majoritatea prevederilor din documentul Institutului pentru Sănătate Publică sunt necesare. Recomandările legate de necesara protejare dictată de grija față de noi înșine și de ceilalți vor fi respectate riguros de toți oamenii cu bună cuvință. Biserica Ortodoxă Română și toate celelalte culte religioase au dovedit deja în mod exemplar înțelegerea situației create de epidemie. Mai vocal a fost unul dintre cei mai controversați lideri ai Bisericii Ortodoxe Române. Este vorba de arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie. Dacă vom sluji afară, avem spațiu mai mult, dar Sfânta Împărtășanie nu pot să ne-o recomande ei. O să avem discuții în Sfântul Sinod. Biserica este autonomă față de stat. E greu de acceptat, nu poate fi acceptat așa ceva. Amânăm Sfânta Împărtășanie până când va fi voie să împărtășim cum trebuie. Avem frică să dăm cele sfinte ca și când nu ar fi sfinte. E o imixtiune în cultul bisericii. Nu facem compromisuri. O să analizăm, a declarat arhiepiscopul Tomisului. Ioana Constantin, cum ar trebui să ne raportăm la aceste reglementări, noi, propuneri deocamdată? Bun, sunt propuneri deocamdată, dar cred că și aici era necesară o consultare, așa cum trebuie făcută o consultare cu toate categoriile unde încep diverse activități, așa că trebuie făcută o consultare și în ceea ce privește biserica. N-am să încep acum să discut despre lingurițe de plastic sau câți metri trebuie să păstrăm între noi. Eu cred că bisericile trebuie redeschise, sunt o susținătoare a acestei chestiuni, la fel cum colegii mei în Parlamentul României, prin deputatul Adrian Todoran, au solicitat redeschiderea bisericilor, deci este și o inițiativă la nivelul Partidului Mișcarea Populară. Mai departe, biserica, și nu mă refer numai la Biserica Ortodoxă, va decide care sunt cele mai bune reglementări sau măsuri care pot fi luate pentru a proteja sănătatea credincioșilor. În această perioadă au mai fost efectuate slujbe în curțile bisericilor sau au existat anumite măsuri de distanțare. Eu cred că România, la fel ca întreaga Europa, că a fost și Ziua Europei, are la bază valorile acestea creștine și e foarte dificil să vină statul, indiferent despre care stat discutăm, să impună reglementări în zona aceasta. Da, știu, e ușor să spui că nu poate să vină statul să impună reglementări atunci când nu ești la guvernare și dacă se întâmplă ceva, nu suferi tu consecințele deciziilor. Suntem de acord, Mario, că biserica trebuie redeschisă. Asta a spus și guvernul. Biserica trebuie redeschisă și va fi redeschisă, însă responsabilitatea este ceea ce din nou trebuie să guverneze. Și ne aducem aminte că în unele biserici, Ioana, se dădea împărtășania cu aceeași linguriță, dovadă că acolo au fost și multe cazuri de COVID și așa mai departe. Ori este corect ca într-o negociere să fie recomandate ceea ce se și întâmplă la nivel de recomandare, să fie recomandate anumite măsuri care să asigure că oamenii pot să aibă acces la lucrurile lor de suflet pe care ei le apreciază și le doresc în sufletul lor, fără să fie expuși la a se îmbolnăvi și să plece de la biserică la fel de sănătos. Am spus că e nevoie de consultare cu bisericile. Ce consultare, Ioana? Ce consultare? Că decizia este clară. Decizia este clară, bisericile se deschid. Vă rog, riscăm să nu se mai înțeleagă, Cătălin. Hai să fim serios, Ioana. Domnule Mario, statul nu are voie să legifereze, mai ales ca statul aici, în domeniul procedurilor. Așa că statul... Vă rog să nu vorbim în același timp, îmi pare rău pe Skype, chiar nu putem să ne certăm, vă rog. Așa cum statul nu are voie să legifereze în interiorul unei firme private, tot așa, un stat laic nu are voie să stabilească procedurile din cadrul riturilor bisericii ortodoxe sau altei biserici. Biserica trebuie să-și adopte acele proceduri în conformitate cu regulile generale stabilite de stat.
Deci nu se stabilească, se dă linguriță, nu se dă linguriță, da? Recomandări poate să facă, asta e în regulă. În interiorul ritului, bine, și ați atins o altă problemă. Ar fi foarte înțelept pentru Guvernul României ca recomandările pentru Biserica Ortodoxă majoritară și către alte biserici să le facă o altă persoană decât cea care le face în mod curent. Trebuie să ținem cont că este de o altă religie și a început să irite faptul că domnul Raedar, aflat în situația de față, se pronunță asupra închiderii, deschiderii bisericilor și altor aspecte cu privire, în acest sens. Bun, până la urmă, orice măsură s-ar fi luat, vă rog, orice măsură s-ar fi luat, cred că ar fi fost comentarii, așa cum și cei din Horeca sunt nemulțumiți. Era firesc ca o activitate precum cea bisericii, care presupune anumite reguli atât de vechi și socializare, prezența multor oameni, că tocmai asta, despre asta vorbim, despre esența rugăciunii împreună, despre ideea rugăciunii împreună. Lucrurile astea oricum urmau să fie, să aducă nemulțumire în rândul celor direct vizați. Pe de altă parte, domnule Demețo, bănuiesc că acestea, oricum ar fi ele, sunt niște măsuri temporare pe care le luăm deocamdată, să vedem ce măsuri luăm mai departe, să vedem ce rezultate au. Eu așa le văd, cel puțin. În primul rând, sunt niște recomandări și pasul clar făcut este de a le oferi oamenilor șansa să participe din nou la slujbe religioase și de a deschide bisericile, pentru că toată lumea știe că spiritualitatea și credința sunt importante pentru poporul român. De asemenea, am vorbit cu oameni care suferă efectiv, mai degrabă suferă de lipsa mersului la biserică decât de faptul că trebuie să stea în casă sau unii dintre ei că au business-urile închise în această perioadă. Însă, în același timp, nu putem să nu fim responsabili cu felul în care se deschid bisericile sau se vor redeschide și oamenii este bine să plece de la biserică la fel de sănătoși cum au venit la biserică. Despre asta este vorba. Ioana Constantin, dacă ar fi să găsim o variantă de mijloc, să nu se supere nici cei care își doresc să meargă la biserică din nou, nici cei care vor să păstreze acele măsuri de distanțare socială, dacă e să preluăm o parte din aceste reglementări și propuneri temporare, repet, care ar fi ele? Ele trebuie găsite împreună cu reprezentanții bisericii, indiferent de ce confesiune discutăm. Altfel, nu poți, că e ca și când tu vrei să le explici celor de la saloane ce măsuri, le dai un cadru general și mai departe există o consultare cu fiecare domeniu, de la restaurante, la hoteluri, la producție. Uite că și în alte state are început mult mai devreme decât la noi producția, în domeniul auto, de exemplu, și au fost luate niște măsuri, măsuri pe care nu le... Statul trebuie să înțelegem un lucru, dacă suntem de dreapta și nu vrem să fim în socialism, statul nu poate interveni în orice. El creează un cadru astfel încât să avem lege, să nu avem anarhie, să nu avem derapaje, să nu avem violențe și așa mai departe. Să luăm măsuri pentru protecția sănătății publice, pentru protecția cetățenilor, dar nu poate să reglementeze în interiorul bisericii exact ce lingurință, ce dimensiune are. Asta e chestiune pe care o discuți împreună cu reprezentanții bisericilor, astfel încât să protejezi credincioșii, să-i protejezi pe cei din biserică. La fel cum în mediul privat, trebuie discutat cu mediul privat și găsite măsurile cele mai eficiente pentru mediul privat. Discutăm despre cost-eficiență, în primul rând, că altfel îi băgăm în faliment în momentul în care le dăm voie să deschidă, punându-i să respecte tot felul de reglementări. Că asta făcea și pe vremuri bune, nu de criză, de exemplu, PSD-ul, când venea cu o tonă de reglementări și băga în faliment din reglementări business-urile. Deci, fără consultare, nu vom reuși să scoatem la capăt niciun domeniu, fie că e vorba de redeschiderea bisericilor, fie că e vorba de redeschiderea unui salon de cosmetic. Pe de altă parte, eu nu am înțeles foarte clar din măsurile care au fost făcute publice, propuneri, cel puțin, dacă se redeschid sau nu bisericile, pentru că nouă ni s-a spus că de pe data de 15 nu se redeschid nici bisericile, nici restaurantele, așadar, eu cred că, în primul rând, asta ar trebui să reglementeze, dacă le deschid sau nu, în condiții speciale, evident, Cătălin Antohe.
Da, este foarte important. Într-adevăr, statul nu poate face șezători, dar poate și nu doar poate. Este necesar să consulte pe fiecare măsură în parte reprezentanții oamenilor de afaceri sau a patronatelor din zona respectivă. În cazul bisericilor, să se consulte cu reprezentanții fiecarei biserici în parte. Trebuie să încetăm cu obiceiul de a hotărâ noi, ce este, noi guvernul, ce este mai bun pentru toți ceilalți. Toate măsurile trebuie luate în cunoștință de cauză, discutate, negociate chiar. În toate domeniile trebuie să ajungă la un compromis pentru a se putea respecta regula generală. Este foarte simplu, dar nu putem să conducem țara doar din niște cabinete de miniștri de la guvern. Trebuie să avem contactul cu restul. Da, Cătălin Antohi, hai să fim un pic mai concreți, pentru că ceea ce spui tu aici este la nivel abstract și teoretic. Tu vezi în contextul redeschiderii bisericilor pentru taina împărtășaniei folosirea aceluiași pahar și aceleiași lingurițe pentru toată lumea? Ce scuze că intervin, dar tocmai a spus omul acela că dorește amânarea, bă, da, să nu mai facă împărtășania, da, exact. Să, în chestiunea aceasta până când se va putea. Adică nu înțeleg de unde am ajuns la aceeași lingurită, iartă-mă, Cătălin, dar trebuie ascult pe oameni. Putem vorbi și de cruci de plastic în viitor, nu? De unii holograme. Se poate. Bun, deocamdată eu nu am înțeles foarte clar dacă se deschid sau nu bisericile. Nu, cred că măcar aici ar trebui... slujbe în curtea bisericilor. Măcar aici ar trebui să fie un pic mai clar atunci când transmit aceste informații, să știe și oamenii la ce se așteaptă. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. E un subiect delicat și mă așteptam să nu fie toată lumea de acord. Chiar și așa urmează să vedem ce se va întâmpla mai departe începând cu data de 15. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Vorbim despre un caz năucitor din aceste zile, un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, pentru un personaj foarte cunoscut în spațiul public. S-a dus să se îmbolnăvească de bunăvoie, să vadă cum funcționează această boală pe propria piele. Așadar, vedem despre cine este vorba în câteva momente. Criza Eutirox. Știm cauzele. Căutăm soluțiile. Președintele ANMDMR, dr. Roxana Stroie, în exclusivitate duminică la ora 13, pe B1 TV. 360 Medical. Fii informat. Fii sănătos. Dosar penal răsunător pentru zădărnicirea combaterii bolilor pe numele lui Viorel Cataram, asta după ce omul de afaceri a făcut tot posibilul să se infecteze voluntar cu noul virus. El a mers în comuna Bărbulești din Ialomița, unde până acum peste 70 de români au fost infectați. Cataram s-a autoizolat acum acasă și nu vrea să aibă contact cu nicio persoană pentru a vedea cum evoluează starea lui. Hai să te pup, că n-am văzut. Ai curaj să mă pup? N-avem, domn, de ce să ne fie frică? Degeaba? Am venit să discut cu oamenii și să mă îmbrățișez cu ei, deși sunt suspecți de coronavirus, deși localitatea e carantinată. Viorel Cataram a anunțat pe contul său de Facebook că intenționează să se infecteze voluntar cu COVID-19 pentru a demonstra mai multe idei, însă experimentul ciudat l-a costat scump pe omul de afaceri. Parchetul de pe lângă judecătoria Urziceni a înregistrat un dosar penal având ca obiect infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. IPJ Ialomița s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că o persoană de sex masculin s-a deplasat în comuna Bărbulești, județul Ialomița, și s-a îmbrățișat cu un bărbat bolnav de COVID-19, au transmis reprezentanții IPJ Ialomița. Într-o intervenție la Talk B1 TV, omul de afaceri a explicat faptul că și-ar fi dorit ca statul român să fi luat alte măsuri, cum ar fi imunizarea de turmă. Am vrut să demonstrez că metoda aleasă de autoritățile statului român de a falimenta România și de a suspenda drepturile și libertățile fundamentale ale românilor este greșită, trebuia procedat altfel, trebuia urmată calea imunizării de grup, cum au făcut alte țări. Cataramă susține că statul trebuia să pună accent pe persoanele din categoriile vulnerabile și să nu afecteze economia. Trebuia ca statul să se ocupe de persoanele
vulnerabile, care sunt într-un număr destul de mic raportat la întreaga populație, iar restul populației trebuia să fie informată, trebuia să fie sfătuită, dar trebuia să fie lăsată să muncească. Cataramă contrazice opinia medicilor și susține că nu va păți nimic după ce a luat în brațe persoanele suspecte de COVID-19. Sigur că nu o să vă infectați? Am ferma convingere că nu pățesc și nu voi păți nimic pentru că sunt un bărbat sănătos, fără alte afecțiuni, fac parte din acea categorie de 90% a populației care nu pățește nimic în contact sau infectată cu acest virus. În timp ce așteaptă eventuale simptome pentru coronavirus, Cataramă va trebui acum să se preocupe de dosarul pentru zădărnicirea combaterii bolilor, de care a spus că nu este unul legal. Comentăm pe această temă cu domnii Marius Marinescu, președinte FEPAM, și Artin Sarchizian, avocat. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, că sunteți alături de mine. Și aș adresa prima întrebare avocatului, domnule Sarchizian. E un dosar inedit, da, în această perioadă, strict pentru această perioadă. Cum vedeți dumneavoastră o astfel de speță în instanță, de exemplu? Da, vreau să vă spun că situația din punct de vedere juridic este destul de delicată, pentru că pe de o parte, sigur, avem în vedere interesul general de a nu se propaga acest virus, această boală și așa mai departe, iar în cazul infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, într-adevăr, nerespectarea acestor măsuri este sancționată, dar, și aici vine un dar, cum de obicei există în domeniul juridic și un dar întotdeauna, în măsura în care s-a produs urmarea de a fi răspândită această boală. Altfel fiind spus, timp la nerespectarea măsurilor nu constituie infracțiune dacă nu a avut loc și producerea acestui rezultat, respectiv răspândirea bolii. Pe de o parte, cum spuneam, aceasta este problema din punct de vedere al legii penale. Pe de altă parte, însă, avem și dreptul fiecărei persoane la autodeterminare. Acum, sigur că mutăm un pic discuția pe planul drepturilor omului. Cu alte cuvinte, fiind spus, dacă eu vreau să mă contaminez, să mă îmbolnăvesc, până la urma urmei sunt suveran. Poate părea un pic ciudat ceea ce spun în momentul de față, dar astea sunt reglementările. Cum spuneam, am dreptul la autodeterminare, am dreptul să decid cu privire la persoana mea. Acum, sigur că da, e destul de dificil a face un punct de echilibru între cele două valori, anume respectarea interesului general de a nu se răspândi această boală și dreptul la autodeterminare al fiecăruia dintre noi. În puține cuvinte fiind spus, nu cred că s-a săvârșit o infracțiune în acest caz, dar nu este un caz de urmat, pentru că până la urma urme, văzând că domnul Cataram a procedat de o manieră, zic eu, să zicem, experimentală mai curând, pentru a demonstra ceva, să nu fie și alt asemenei noștri care, invocând acest precedent, să procedeze de asemenea și dumnealor în ideea de a demonstra altora. De aceea, din punct de vedere juridic, discuția este destul de interesantă. În esență, nu cred că s-a săvârșit o infracțiune, dar nu înseamnă că dacă alții ar face, nu ar fi în măsură să săvârșească astfel de fapte, care în definitiv sunt destul de periculoase, pentru că ăsta este scopul momentul de față, de a preveni răspândirea acestei boli. Domnule Marinescu, pe de altă parte, principala motivație a domnului Cataram a fost cea legată de afaceri, adică a fost omorâtă mediul de afaceri, hai să facem ceva, hai să-i ajutăm pe oamenii ăștia printr-un gest extrem, așa poate au interpretat unii. Credeți că e corectă această abordare? Domnul Cataram și-a asumat cele două riscuri, riscul de a fi infectat cu acest virus, și-a asumat și riscul de a-i se deschide un dosar penal, luându-le pe rând vis-a-vis de știu, experimentul pe care l-a făcut domnia sa, a gândit că, știu, o acțiune spartană, cum a fost în Suedia, ar fi fost mai bună pentru România. Dar dacă e să vedem ce s-a întâmplat în Suedia, o să constatăm că nivelul de dotare al spitalelor este mult superior a ceea ce avem noi în România și atunci s-a putut aplica experimentul acesta și numărul de paturi, de ATI-uri este mult mai mare. Dar cu toate astea, din păcate, din cei care au fost contaminați, 12% au decedat, în jur de 3.000 de persoane. La noi, sigur, s-a aplicat altă metodă de a ieși din această pandemie. Vorbim de cele trei metode. Metoda de prevenire. Guvernul României a aplicat această metodă și eu zic că a făcut foarte bine, fiindcă noi, cum spuneam, nu avem nivel
nivelul de sanitar, de dotare, cum îl au suedezii, și atunci a mers la prevenire, adică la izolare, la distanțare fizică, la, știu, suplimentarea igienei, și atunci, vedeți dumneavoastră, rezultatele noastre au fost mult mai bune. Doar 6% din cei infestați, în jur de 1000 de persoane, au decedat și, cum spunea domnul ministru Tătaru, doar 14% din aceștia au decedat exclusiv din cauza acestui virus. Revenind la domnul Cataramă, eu știu că dânsul face sport, a făcut mult sport, a practicat tenisul, golful, și atunci imunitatea domniei sale este crescută. Pe de altă parte, domnia sa nu stă în izolare, deci nu contaminează pe nimeni, cum foarte bine a spus domnul avocat, și eu cred că dacă va avea un avocat bun, cum este domnul Sarchizian, va reuși să demonstreze în instanță că nu se face vinovat de acuzațiile pe care i l-au dus parchetul. Cu altă, din alt punct de vedere, sigur, mai era o variantă de a scăpa de această pandemie, de vaccinare a tuturor cetățenilor de România, dar nu există acest vaccin. Deci părerea mea e că guvernul României, în condițiile date, a adoptat cea mai bună metodă, iar cu privire la economie, eu aș spune felul următor. Vedeți dumneavoastră, în România de 30 de ani, și toate televiziunile au spus-o, mulți analiști, că nu s-a stopat furtul banului public și nici în momentul de față nu se stopează. Curtea de conturi ne arată în fiecare an că peste 6 miliarde de euro se fură. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și dați-mi voie să fac un apel către domnul Iohannis, către domnul Orban și către domnul Ciolacu, imediat să introducă sancțiuni penale în legea achizițiilor publice, legea 98/2016, fiindcă în momentul de față, indiferent cât fură, știu eu, un demnitar, nu este sancționat penal, ci administrativ. E o amendă cuprinsă între 5.000 de lei și 30.000 de lei. Chiar am discutat la Curtea de Conturi, am discutat cu procurori, cu judecători, prieteni de-ai mei, care mi-au spus, domnule, n-ai ce să-i faci. Degeaba spune domnul Iohannis acum, haide să vedem ce s-a întâmplat cu achizițiile acestea publice în perioada aceasta. Ați văzut dumneavoastră că Unifarmul a achiziționat, spre exemplu, 1.000.000 de măști. Și uitați, am și aici și un exemplu din aceste măști care poluează, să vi-l arăt, cu 5 milioane de euro. Domnule, este strigător la cer, adică înseamnă aproape 25 de lei o mască. Și eu am cumpărat la supermarket cu 2 lei și ceva, 3 lei de euro. E o chestiune delicată cea legată de prețul măștilor. Perfect. Și ați dat un exemplu deja interesant, cel legat de poluarea, de noul tip de poluare creat, da, odată cu apariția pandemiei de coronavirus. Au fost făcute foarte multe legături între poluare și această boală. Cercetătorii spun că cele două practic se potențează, doar că în România poluarea a fost o chestiune delicată. La nivel mondial rezultatele sunt bune, la noi însă nivelul de poluare a fost de multe ori depășit, în special în capitală. Acum provocarea va fi, așa cum spunea și domnul Marinescu, un nou tip de poluare, mai periculoasă chiar decât cea dinainte, măștile și mănușile folosite, deșeurile aruncate de cetățenii care cumpără foarte multe lucruri, toate acestea ar putea fi noile provocări. Nouă nu ni s-a spus, suntem obligați să purtăm aceste măști începând cu data de 15 mai în anumite condiții, unde le aruncăm și dacă vor fi locuri speciale în care să le aruncăm. Deja le găsești pe stradă peste tot, aruncate. Doamne, eu am vorbit și cu domnul profesor universitar Bogdan Cârciumaru, dânsul e specialist, a scris și o carte, e specialist la Spitalul Militar în boli infecțioase, a scris o carte cu un savant de această temă din Germania, o carte care se referă la SARS, și mi-a explicat ce se întâmplă. Și vis-a-vis de aceste măști, că l-am întrebat, știind că vin la dumneavoastră în emisiune, uitați, am și o mască și niște mănuși, vă arăt dumneavoastră acum, care nu sunt biodegradabile, deci sunt periculoase, mențin acest virus, aceste măști și mănuși, până la 72 de ore și, din păcate, după data de 15, când toată lumea va avea voie să iasă fără declarații, va fi o problemă, fiindcă și acum am văzut măști aruncate pe jos, am văzut mănuși aruncate
pe jos. Deci ăstea poartă acest virus. S-ar putea să avem o problemă. La spital, spunea dânsul că la spitalul militar și la toate spitalele există incinerator pentru a fi distruse aceste măști și aceste mănuși. Din păcate, văd că nu s-au gândit edilii noștri din țară și la colectarea acestor măști și mănuși și distrugerea în incinerator. Că altfel, ce se întâmplă? Vor ajunge la tomberonul de gunoi, vor ajunge la cele trei gropi, dacă e să vorbim de București. Vor, știu, de multe ori am văzut că se dau foc gunoailor și aerul poluat, particulele de praf vor veni de nou în București și în celelalte orașe care sunt foarte poluate. E o problemă aceasta, domnule Sarchizian, mă tem că nu s-a gândit nimeni la ea deocamdată. Cu voia dumneavoastră, pentru că ați atins această problemă a poluării, dați-mi voi o secundă să amintesc de celelalte probleme majore cu care ne confruntăm în domeniul mediului. Mai exact, că în tot acest timp au fost batjocorite pădurile, chiar dacă am stat în casă cu toți, asta nu înseamnă că nu am văzut. Grație rețelelor de specialitate de comunicare am văzut prăpădul care se întâmplă în momentul de față în păduri și chiar am văzut unele reacții din partea oamenilor care, revoltați de legile care se produc, au ieșit în stradă, foarte bine au făcut și până la urma urmei este o reacție absolut legitimă, pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că zilele acestea sau săptămânile acestea s-a putut respira bună oară în București este o dovadă a faptului că e posibil și așa. Prin urmare, printr-o minimă intervenție, printr-o minimă atenție, s-ar putea preveni poluarea din București. Dacă s-a putut în această perioadă, apoi atunci ar trebui să ne așteptăm ca și pe viitor, de această dată prin impunerea unor reguli, să se poată în continuare respira în București. Și acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, sigur că da, acest aspect nu este reglementat, dar tare mă tem că este cel mai puțin semnificativ aspect care nu este reglementat în momentul de față, pentru că, într-adevăr, după data de 15 se pare că ne vom recăpăta libertatea, însă, vedeți, nu există niște reguli care totuși să le cunoaștem și după care să ne putem ghida. E foarte adevărat că urmarea deciziei Curții Constituționale nu mai există nici acele sancțiuni care să ne sperie. Din păcate, și aici, pentru că am ajuns la problema Curții Constituționale, sigur că era important să se respecte ordinea constituțională, ordinea legală, ordinea de drept, dar mai important era să se aibă în vedere interesul general de a se asigura sănătatea și prevenția. Poate că ar fi trebuit să se amâne acea decizie a Curții Constituționale în așa fel încât să mai rezistăm până la data de 15 cu aceste măsuri care, până la urma urmei, au fost fructoase, au avut un rezultat bun și poate că acesta este secretul pentru care în România totuși nu am avut o catastrofă cum s-a întâmplat în alte țări. Ne apropiem de final. Știu că vreți să transmiteți un mesaj, domnule Marinescu. Avem 30 de secunde până la finalul emisiunii. Vă rog. Și mai spun ceva, 64 de oameni, spune Comisia Europeană, 64 de oameni mor zilnic din cauza poluării. O să moară și mai mulți acum și din cauza milioanelor de măști și de mănuși. Doamnă, permiteți-mi să transmit condoleanțe familiei Ceaușescu. Domnul profesor universitar Ioan Ceaușescu a plecat dintre noi astăzi. Domnia sa a fost fratele mai mic al lui Nicolae Ceaușescu, a fost părintele horticulturii moderne din România. Și din păcate cu acest mesaj trebuie să încheiem discuția noastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, că ați fost alături de mine. Pune punct discuției, ne revedem la fix la știri.